x e minus 1, f e minus 1 este egal cu minus 2, minus 5, minus 7. Deci facem mai întâi im de imaginea lui minus 1, capătul de aici. Și imaginea lui 2, care e minus 1. Și o să fie minus 7, minus 1. Deci pentru minus 1 faci și 2, minus 2, minus 7. Minus 2 și minus, minus 7. Minus și 7. Și minus 1. Minus 1. Cât este im de f pentru im de f pentru mulțimea formată din elementele minus 1 și 3. Este mulțimea formată din 1 și 1. Minus 1 și 3, da? Da, minus 1 ar fi minus 2, minus 7 și 1. Deci imaginea lui minus 1 este minus 7. Minus 7 și 1 elemente. Este mulțimea formată din elementele minus 7 și, 7 și respectiv 3 ori 2, 6 și 1. Deci nu mai este intervalul de la minus 7 la 1. Da? Format din două elemente. Minus 7 și minus 1. Dacă ar fi să faceți graficul, graficul ar fi format din punctul... Măcar la unii. Ar fi doar așa și așa. Deci două puncte izolate. Da. Nu de pe unii. Uh-huh. Ar fi doar punctul minus 1, minus 7. Și 3 cu... Și 3 cu 1. Atât. Deci dacă vă spune funcția f definită doar pe minus 1, 3, după rețeta asta, ea furnizează doar pe minus 7 și 1, deci practic două puncte în plan, fără să le mai unim, fără să mai spunem o dreaptă. Iar când am spus im de f, pur și simplu așa cum este definit aici, im de f, cu f definită pe r, cu valori în r, după rețeta 2x minus 7, im de f este chiar r. Da? Deci, în clipa în care n-am mai făcut o restricție, nu am mai făcut lui, nu ne-a spus și ori, atâta vă dau voie, de la minus 1 la 2, la 0 la 1, doar în elementele minus 1 și 3, și am zis, im de f pentru funcția dată de aici. Im de f este toată mulțimea asta a y-urilor. Că asta e im. Im înseamnă mulțimea y-urilor. Câte vreme x și se aleargă, de vreme x și aleargă de la minus infinit la plus infinit, y-urii fac și ei același lucru. Tot de la minus infinit la plus infinit. Deci, când zic im de f, înseamnă mulțimea y-urilor pe care îi descoperă. Asta trebuie să zic. 7. Reprezentarea grafică a funcției f definită pe f cu valori din f conține punctele a mare de coordonate 0 și minus 2. Deci conține a mare de coordonate 0 și minus 2. Deci graficului f. A aparține graficului f. Unde a de coordonate 0 și minus 2. Și punctul b de coordonate 3 și 0. Coordonate 3 și 0. Reprezentați punctele în plan și trasați graficul funcției. Reprezentați punctele în plan. În plan. Aici facem graficul și trasați graficul. Reprezentăm perechile astea. Cu cele două puncte. Pe a mare și pe b. Așa. Și trasați graficul, adică îți unim AB, nu? Le unim. Pe cele două și trecem pe și dreapta acolo. Depinde pe ieri. Da. N-am rețeta. Nu-mi dă rețeta autorul. Dacă vrei, putem găsi și rețeta. Nu ne trebuie. Dar nu ne spune. Deci îmi trasează graficul. Deci pur și simplu reprezentăm punctele astea. E vorba x-ul 0 și y este minus 2, 1, 2. Asta e punctul A mare. De coordonate 0 și minus 2. Și B-ul de coordonate cât? 3, x-ul e 3, 1, 2, 3 și 0. Deci e asta. Da. B de coordonate 3 și 0. Și acum, unindu-le, asta este graficul. Dar dacă eu mă întreb, găsiți ecuația dreptei. Găsiți ecuația dreptei. Adică rețeta?
Adică rețeta. Da, ecuația, așa zice. Da. Se zice ecuația, că zic Y-gaptul, pe care îl scriu aici. Adică ecuația înseamnă relația între X și Y, care determină toate punctele din plan. Orice punct are un X și un Y. Și dacă găsiți ecuația dreptei, cum faceți? Adică ordonanții 0 și 2 aparține graficului, rezultă că f de 0 egal cu minus 2 și b de coordonate 3 și 0 aparține graficului, rezultă că f de 3 egal cu 0. Deci aici f de x-ul luat în general, f de x egal cu x plus b, că tu nu știți ce este. Da, f de x egal cu x plus b. Așa plecăm. Și fiindcă a aparține graficului, înseamnă f de 0 egal cu minus 2 și f de 3 este egal cu 0. Astea sunt cele două relații. Și acum f de 0, ce ne-a înseamnă f de 0, Maria? Ce facem dacă f de 0? În relație de x cu 0. Și vine a ori 0, 0, devine b egal cu 0 din prima. Așa este? Da. Și din a doua, ce înseamnă f de 3 egal 0? F de 3. Plugă f cu 3 și vine 3a plus b egal cu 0. Deci 3a plus b egal cu 0. Asta mă interesează. Și cum pe b îl știu fi 0? La fel pe repede. A, unde este și el? Profesor, că trebuie să aici f de 0 egal cu minus 2. F de 0 egal cu minus 2. Deci b egal cu minus 2. Deci b egal cu minus 2. Bine, Mirona. Foarte bine. Mă bucur cum să fiți atenți, că intram într-o contradicție acum și trebuia să găsesc greșeala. Deci, când am zis f de 0 egal cu minus 2, am luat x cu 0 și vine b egal cu minus 2. Pe acum. Și cealaltă, f de 3 egal cu 0, înseamnă 3a plus b egal cu 0, cu d-ul găsit, vine 3a minus 2 egal cu 0. Uh-huh. Adică, deci, a egal cu 2 pe 3, da? Uh-huh. Și atunci, f de x cum arată? F de x arată... f de 3x plus minus 2. Egal cu 2 pe 3 ori x minus 2. Minus 2. Adică y egală cu, nu? Y egal cu 2 pe 3 x minus 2. Scriu din nou, y egal cu 2 pe 3 ori x minus 2. Adică aceeași prin tot și faci 3y egal cu 2x minus 6. Deci ecuația este 3y egal cu 2x minus 6. Sau se mai scrie, tot într-un singur membru, 3y minus 2x plus 6 egal cu 0. Așa, 3y minus 2x plus 6 egal cu 0. Așa asta este ecuația. Și știți că perechea asta 0 și 1 verifică. Pe dreapta. Trebuie să scrie neapărat pe dreapta. E dreaptă ca să scrii, să se vadă că ecuația dreptă este. Da? Deci, relația asta, 3 de minus 2 plus 6 egal cu 0, este ecuația dreptei și ea verifică, sau punctele de pe dreapta verifică relația asta. Să vedem dacă verifică 0 și minus 2. Deci, în loc de x pune 0 și în loc de y minus 2, vine 3 ori minus 2 face minus 6, 0 plus 6 face 0. Și cealaltă verifică. 3 ori y, cât este y cu 0? 3 ori 0, minus 2 ori 3, 6, plus 6 face 0. Deci, practic, toate punctele de aici, orice punct care are un y, verifică pe aceasta. Și invers, toate punctele care verifică, se află pe dreapta. Aici este clar. Aici n-a cerut autorul decât să da două puncte, să trasăm graficul funcției. Să reprezentăm un plan și reprezentăm graficul. Da, să reprezentăm punctele în plan și traseăm graficul. Eu am cerut mai mult. Am zis, găsiți și relația care... Ecuația. Și eu m-am zis, ecuația dreptei. Am vrut să facă încă un pas.
după ce ați găsit pe A și B, f de x-ul y-ul și apare relația centrii și y pe care o așezăm. Și așa este ecuația dreptei care conține toate perechile x și y, nu? Perechile de coordonate x și y, care verifică relația asta. De ce este aplicația dreptă? Se conține funcția, f definită de f cu valoare f definită pe f cu valoare inerată. Unde f de x este egal cu 2x plus 3. F de x egal cu 2x plus 3. Acum mi-a dat tot. Autorul mi-a dat tot. Domeniu, codomeniu și legea. Calculat suma. S egal cu? Calculat suma. S egal cu? F de 1 plus f de 2 plus f de 3 plus așa mai departe plus f de 100. F de 100. Egal. Păi, hai să vedem. Să calculăm pe f de 1 și pe f de 3 să iei o regulă. F de 1 și f de 2. Acolo, f de 3 vreau. În fie f de 2. Hai că dat, f de 1 să faci 2 ori 1 plus 3. Miruna, nu calcul în sine, mă interesează. Zicem 2 ori 1 plus 3. Ia să vezi, așa e frumos. 2 ori 1 plus 3. Și de sus spui că ăsta a fost f de 1, da? Da. Plus. 2 ori 2 plus 3. Asta este f de 2. Plus. F de 3. 2 ori 3 plus 3. Asta este f de 3. Și plus puncte puncte, plus f de 100, 2 ori 100, plus 3. Cât era ajuns să descriem ca și rezultate? Că observăm că zic 2 în 2 și faceam suma cu Gauss. Împărțit la 2 ca să și așa, așa, dar eu v-am editat așa ca să înțelegeți înseamnă f de 1, f de 2, f de 3. Scot pe 2 în factor comun din ăștia și face 2 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 100. Da? 1 plus 2 plus 3 plus 100. Plus de al de 3 cât sunt? 1, 2, 3, 100. Plus 300. Și calcul. Asta este știută. 2 ori 5,50. 5,50. Nu mai sunt 50 ca să mergem din timpul, plus 300 și este egal ca și rezultat. Cât face? 250, 100, 250. Deci, o, vine 10.000, 100, și cu 300, plus 300, și face 10.400, da? 10.400. Am zis bine? Da, mai plus 1 plus 0. Și acolo la fel. Așa e, plus 0 plus, da? 10.000. 10.400 și asta e de fapt. Ia pe ce ai spus tu. Ies, cum ai făcut-o tu și sunt de acord și în varianta care ai spus-o? 5 plus 7 plus 9 plus puncte puncte plus 200. Da. Și îndată, ai fi văzut că e sumă Gauss, pentru că diferența este de 2 în 2. Și calculăm elementele 203 minus 5. Deci, 203 minus 5, 198 împărțit la 2 plus 1. Deci la 2 că sare din 2 în 2. 198 împărțit la 2 e 99 plus 100, 100 de termeni. Păi era de ce fac să o spune. 100 ori 208 supra... Da, repetiția asta care ai spus-o tu din ăsta, să vedem pe ăsta împărțit la rație plus 1, este importantă ca să știi care e. Atunci vine 5 plus 2003, plus 1. Da, 208. Ori 100. Supra 2. Și egal cu 208,50 și face. Și face 10.400. Este 10.400. Da? Este 10.400. Mi-a fost rapid rezultatul. Eu am vrut și ca frumos, ca joc și pe partea asta, perfect, cum ai zis tu, nu ca pe discuție, o sumă de acasă acolo. Nu. Nu. No. No. Se consideră funcția G, se definită de el cu valoare de el. E g de x de pe f cu valoare de f. Unde g de x este egal cu x minus 20 supra 5.
Deci se ia cu x minus 20, totul supra 5, nu? Așa? Așa e de zis, Mihai? Da, deci x este egal cu x minus 20 supra 5. Are mie una o întrebare. Când o citit funcția g, nu notăm cu f de g, nu? Păi nu, funcția e g de x. E g definită, pentru că g de x e. Eu atunci nu-i f. O secundă, Fie funcție, se notează cu literele. F, G, H, F, G, H. Dacă să fie funcția G, la G ne gândim acum. G definită pe el cu valoare el, cu relația sa, G de X, egal așa ceva. Dacă se zice fie funcția H, H definită pe H de X, s-au obișnuit și voi vă întâlniți foarte des cu f de x pentru că se leagă cu noțiunea de funcție. F de la f de x cu de la funcție. Dar dacă e altfel notată, poți fi și a de x și f de x, f de y. Și nu are importanță cum o notez. Cu litere mici, f, g, h. Și de cine depinde în paranteză, de ce văd acolo pe exprimare. Văd pe x, zic, g de x. Dar tot aceeași funcție este minunat și g de t egal cu t minus 20 supra 5. Dar tot aceeași funcție este și m de u, m de u egal cu u minus 20 supra 5. Aceeași funcție, aceeași rețetă. Dar e notată odată cu g, aici e notată cu m, funcția m, în variabila care? U. Dar este aceeași rețetă, că dacă eu locuiesc pe U aici cu 5, găsesc un rezultat. Dacă locuiesc pe X cu 5, același rezultat. Mama, are o problemă, observ. Ești foarte supărat. Păi nu, mama, dacă... Nu contează, zic foarte bine, eu aș mă înțeleg. Da, zic că înțeles, ca să trebuie mai departe. Păi am soap pe eu. Da, eu m-am sprijinit aici. Pator. Pune întrebări, mă interesează pentru că această confuzie care se face când zici funcția f, când zici funcția f, știi că cu f trebuie să te gândești, dar funcție nu neapărat trebuie tot cu f, ci dacă fie funcția u de sau f de u sau u de t, fie funcția u definită pe R cu valori în R, cu U de T egal cu 7 T plus minus 2, este perfect ca notație. Că este vorba de funcția notată de neutor. Cu U, ce vrei să fac, dacă așa au vrut să scrii cu U. Cu U lăsăși. Da, cu U. Și în ce variabilă? Adică pe cine să-l schimb tot timpul? Pe T. T luând valori din cel mai des este în variabila x întâlnită. De aceea zicem și axa x-ilor și axa y-ilor, cei care apar. Dar tot atât de bine poate să fie și u de y. În variabila y. În care nu o să noi luăm axa asta. Când zic u de y, asta e y și cealaltă e altă axă. Rotată altcumva. Însă, în majoritatea greșiților, folosim axa X și axa Y, dar dacă zicem viteza, nu, spațiul este o funcție de timp. Într-o mișcare uniformă, să zicem, mergi cu mașina și mergi cu 30 km, nu, 70 km la oră, și atunci spațiul sau distanța pe care o parcurgi este funcție de timp. De-aia, pe axa X-ul, ce să luăm atunci pe axa X-ul? Nu mai luăm X, ci o să luăm pe axa timpul. Că la fiecare timp ai o altă distanță. Iar distanța o să luăm pe axa Y-ul. Și atunci sistemul de axe ar fi așa. Într-o mișcare de asta. Aici vom pune timpul. Și aici o spun spațiul. Axa spațiului și axa timpului. Timpul la un alt timp al spațiului. Alt timp, alt spațiu. Deci, important este să înțelegi noțiunea în sine. Bun.
Eu insist foarte mult și fac acest efort, pentru că dacă lucrurile sunt înțelese bine la început, pe toată perioada vieții voastre de, să spunem, de învățare, cât veți fi în școală și în facultate, și acum mulțimea de funcție este esențială. Aici este miezul matematicii. Să înțelegi bine că foarte multe fenomene de practică sunt modelate sub formă de funcții. Și a studia funcția înseamnă a te interesa acei igreși care apar. Ce-i cu ei? Și despre ei ne vom interesa dacă se așează crescători, dacă se așează crescători. Pe ce zonă sunt crescători? Pe aceea zonă sunt crescători. Cum schimbă dominația unei față de alții. Deci este un studiu formidabil de acolo înainte. Dar trebuie să știi că, de fapt, aceștia sunt furnizați ca urmare a faptului că tu știi rețeta și știi ce variabile ai la dispoziție în ce zonă. Adică știi și în ce zonă se mișcă. Eu de aceea tot insist, inde, adică te întreb, igrecii, care sunt, în ce zonă sunt. Da. Deci mă consideră funcția G de G. Și am făcut-o pe asta. N-am făcut-o. Doar le-ați explicat ca așa. Unde G de X este egal cu X minus 2 de X supra 5. Determinați punctele de pe graficul funcției G care au coordonate egale. Coordonatele egale. Deci determinați punctele de pe graficul funcției G. Deci care vorba de punctele, hai să mă uităm la... De pe graficul lui G. Lui G, lui G. Graficului G așa încât au coordonatele egale. Sau coordonatele, nu? Coordonatele. Adică A egal cu B. Adică X-ul și Y-ul, parcă. Da. Adică A egal cu deci, ce ce despre C. Ce? Ce? Da? Adică același lucru și la Y și la A. Și atunci ar trebui să scriu așa. Cum noi avem G de X egal cu X minus 20 pe 5. Ar rezulta că C trebuie să fie... Adică asta e exact C. Da. Trebuie să fie egal cu C minus 20 pe 5. Adică 5C egal cu C minus 20. 5C egal cu adică 4C egal cu minus 20, adică C egal cu minus 5. 4C egal cu 20, minus 20. C egal cu minus 5. Minus 5. Deci e vorba de punctele amare, de coordonate, minus 5? 5. Minus 5, minus 5. Minus 5, minus 5. Punctele înseamnă doar amare? Un singur punct am găsit aici. Deci determinați punctele care au coordonate egale. Poate fi și B de minus 5, minus 5, minus 5. Dar nu are importanță cu ce nu-l dăm noi punctul. Ci el este unic determinat. Un singur punct am găsit. Un singur punct am găsit aici. Minus 5, minus 5. Dacă găseam două variante în urma rezolvării, un alt, un C1 și un alt punct C2, am fi avut punctul ăsta. Da. Deci punctul A de coordonate cât ne-a fi dat și cealaltă altă două. Deci am avut un singur punct. S-a terminat cu test, că se ducea. Mai avem 4 din 2. Hai, faci. Da. Să vii și 4 din 2? Noi ne-am întins cu explicațiile, da, pentru că... Da, că trebuiam 50 de jucări mai bine. Eu puteam să forțez și fac, trebuie și-mi drag niște dar aici am insistat pe înțelegerea noțiunii în sine. Ori, de câte ori mă voi întâlni cu nesiguranța voastră, n-am altă variantă să exist pentru a o face cât mai bine înțeles. Da, sper că o să mă înțeles foarte bine, pentru că ați explicat foarte bine. Hai. Asta vreau. Deci, 5. Bun. Desenați un reper ortogonal XOY. Da. Și reprezentați punctele, ien de minus 2 și 3, ien de 5 și 1.
M de pătrate. Nu, face, dar e un aici cum rever ortogonal. Ce înseamnă graficul funcției? Nu graficul, era două trepturi perpendiculare. Ai putea să facem un dar are grafic. Ăsta e sistemul care te ajută să trasezi graficul. Sau te ajută să te reprezinți punctele. Ai interesant. Să... În sistem ortogonal, din multe ori am de ce ortogonal? Sunt perpendicular și celălalt, da? În sistem ortogonal, reprezentați punctele sau desenați graficul funcției. Dar n-ai cum să-l desenezi decât folosind sistemul ortogonal. Deci de aceea, continuă. Găsește-mă acolo ceva mai interesant. Da, acum. O dau pe noi că vă că sunt pe viitor. Precizați care din diagramele mai jos nu reprezintă o funcție. Așa. Și arată o diagramă, așa, 1 și 2. 1 și 2 e mulțimea da, de părere. Da, și în cealaltă 3. 3. A, și de la 1 și de la 2, ambele se duc la 3. Asta nu reprezintă. Ai cum? Nu da. Le poți spune. A, da. Asta e da, e funcția constantă. A, da, corect. Da? Da. Deci asta e corectă pentru că f de 1 face 3, f de 2 face 3 și dacă am fi toate, poți fi un... Da, dacă era invers, dacă era 3 să fie 1 și 2... Acolo nu mai vedea. Da. Deci dacă s-ar fi întâmplat așa, 1, 2 și o diagramă 3, o zic 3 și 4, adică 1 să fie 3, 1, 4 nu era, da. 1 se corespunde 3 și lui 1, 4, adică nu poate să aibă două sau mai multe imagini, așa e fals. Dar e fals din două motive. Că la pornire rămâne cineva, că nu-i pui nimic în corespondență și se întâmplă ca unul să aibă două imagini. Deci asta e fals de două ori. Pentru că chiar dacă ar fi, n-ar fi aici, ar fi fals pentru că unul nu poate să aibă două imagini. Dar dacă ar fi așa, lui 1, 2, 3, să zic, și aici 4, și lui 1 pun 4, și lui 2 pun 4, corect, da. E corect. Și asta e fals. De ce? Pentru că vorbați 3 supărat. Ah, 3. Păi 3 nu are imagine. Păi nu se poate. Păi să zicem că e 1 supra... 3 F, minus 3. F de X egal cu 1 supra X minus 3, da? Da. Și X-ul trebuie să fie diferit de 3. N-are ce căuta 3 în domeniul definiției. Păi da, deci nu are imagine, nu? Nu-i pot găsi că nu are... Dar atunci nu trebuie să existe așa ceva. A. Deci în domeniu, nu trebuie să fie un element care să nu-i pun în corespondență, că aceea nu-i funcție. Notați că observați, foarte important. Deci aici trebuie să spunem așa. Observat. Pretențiile funcției. A, zic pretenții, fii atent acum ce formulez, acum e unic. Pretențiile funcției. Amic. Prima chestie, prima pretenție. Un element nu poate avea două sau mai multe imagini. Un element nu poate avea două sau mai multe imagini. B, cea de-a doua pretenție. În domeniu nu trebuie să existe elemente supărate. Da? În domeniu nu trebuie să existe elemente supărate. Dar cu domeniu pot? Pot să existe, nu mă interesează. În domeniu nu trebuie să existe elemente supărate, sunt neasupărate. Și s-au supărat, adică celor care să nu-i pui ceva în corespondență. De-aia noi ne interesăm ca nu cumva să fie o situație dificilă. De-aia dăm deoparte pe cele care sunt supărate. Asta facem. Că stabilim domeniul definiției, de fapt, noi dăm pe cele supărate deoparte. Da? Deci, mai atenție, ce v-am spus acum rămâne așa pentru veșnicie. Da? Deci, ce pretenție are funcția? Rețeta aceea, rețeta. Ce pretenții are rețeta? Rețeta are pretenții. Să nu cumva să determine unul, două direcții,
sau mai multe, adică dai de aici la este, spre și mai multe direcții, nu se poate. Și nu cumva, să existe elemente supărate, adică elemente care să nu-i pot găsi imagini, să nu le pun nimic, stai tu acolo. Păi nu, acela trebuie să nu fie în domeniu. Dar el îi dă deoparte. Da? Aceste două pretenții sunt viața acolo, cadrațele, e foarte, foarte, foarte important. Iată că fiecare exercițiu, fiecare oferă șansa să punctăm niște lucruri importante. Exact. Acum, în prima diagramă e 1 și 2. În prima diagramă 1 și 2. În a doua e 4 și 5. Și de la 1 pleacă și la 4 și la 5. La 1 și la 4. Foarte. Asta e supărat. Cine stă? Și mai rămâne și supărată. Deci rămâne 2 supărat și nu se poate unul în două direcții. Deci supărare maximă aici. Deci supărare maximă. Greșeală fatală. Da. E contrazis totul. Da, altceva. În una e 1, 2 și 3. 1, 2 și 3. Și în celelalte 5, 6, 7 și 8. 5. În cea de-a doua mulțime așa. Prima mulțime de câte. 5, 6. 7 și 8. Și 8. Și de la 1 pleacă la 5. La 1 la 5. De la 2 la 7. Și de la 3 la 8. Asta e Cristi. La 3 la 8. La 3 la 8. Asta e Cristi. E ok, nu? Da, pe o domeniu nu are ce să fie supărat. Nu, să fie semnător, să fie. Exact. Da, e o perfectă treaba. Altceva? Mai ai una? Nu, gata. Mai dau una? Da. Determinați ordonanțele punctului de intersecție a reprezentării grafice de funcție IR definită de IR cu valori în IR. Unde IR definită se egal cu 7x minus 14. Iată că acum am tot este egal 7x. Minus 14. Vedeți? Domeniu cu domeniu și rețeta. Autorul mi-a dat tot. Deci determinați coordonatele punctului de intersecție a reprezentării graficului cu axa abciselor. Deci graficul IR se intersectează cu axa abciselor. Abciselor. Adică cine asta abciselor? Aicilor. Deci, aici, cealaltă e ordonată, ca să rămânim. Abscisorul este a ieșilor și a ordonatelor a ieșilor. Mă tot cu ieții exprim. Așa se notează, nu? Uite, uite, Miruna, nu zici așa? X, X prim, sau o X, undeva. Și Y, Y prim. Sau o Y. Sau o Y, da? Trebuie să fie o paralelă la data X. Stai, stai, stai. Stai, stai, stai. Ce înseamnă graficul? Eu înainte facem graficul, apoi vedem. Sigur am putea face asta, dar eu zic să facem asta fără să reprezentăm graficul. Adică să facem prin tabel să dăm valorul. Nu, ne gândim așa. Ce înseamnă f de x egal cu 7 x minus 1? Minus 14. Nu de X poți spune Y egal cu 7X minus 14. Este ecuația de aceea. Și când mă reinteresează pe axa X-ilor, cât este, cine este 0 pe axa asta? Tu... X-ul. X-ul este. Cum X-ul este? Miruna, este. Y-ul. Y-ul e 0. Deci pe axa asta, pe axa asta este X-ul, numai că Y-ul nu-i mai sus, nu-i mai jos. Dacă ar fi aici un punct, am avea și X, am avea și X, am avea și Y. Da? Deci cine e axa? XX' înseamnă Y-ul egal cu 0. Țineți minte, da? Pentru că pe axa asta tot timpul Y-ul e 0. Atunci e X-ul. Iar axa Y'. Adică cine e 0 pe asta? X-ilor. X-ul e egal cu 0. Da? Pe asta Y'. Pe asta și aici X-ul e 0 și aici X-ul e 0. Deci avem două variante, nu? Păi, astea au fost vorba intersecția cu X-ul prim. Da. Păi X-ul prim care este? Una singură, Y cu 0. Dacă spre intersecția cu axa ordonatelor, mergeam cu X-ul 0. Așadar, la asta, adaug Y egal cu 0.
Și găsesc punctul, locuit de y cu 0, găsesc că 7x minus 14 egal cu 0, x egal cu 2. Și punctul de intersecție este a de coordonate 2 și 0. Da, da, da. Ai înțeles, nu? Deci, insistăm încă o dată. Aici este adevărat ca să clarificăm. Deci, autorul spune așa. Găsește tu intersecția graficului cu axa absciselor. Am vrut să vadă dacă tu știi în axa absciselor, înțelegem axa x-ilor. Asta orizontală. Și asta orizontală înseamnă y tot timpul 0. Și atunci tu la relația care avea y egal 7x minus 11, adică de acolo, ai pus de sub y cu 0. Și atunci ai găsit x sub 2. Și ai găsit punctul în care graficul taie axa. Care axa? Abscisul, aici-l. Dacă îți cerea și intersecția cu axa y-ilor, atunci la relația, deci graficului el, intersecta cu y prim, ar însemna din nou relația y egal 7x minus 14, cu cine? Y egal cu 2. Cu? Cu? Y egal cu 2, nu? Invers. Păi care, dacă cu axa y și la axa y sau care este? Aia. Asta verticală, adică cât este x-ul? 0. Nu, așa, m-am bine, nu, 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 deci, sunt cele două drepte perpendiculare. Da. Asta aici, nu? E tot timpul y cu 0. Asta e ecuația dreptă și astea. Da. Că y cu ori, dacă te aveși, sau aici, sau aici, sau aici, y cu tot timpul 0. Nu-i mai sus ca să ai ceva y. Nu-i mai jos ca să ai ceva y. Și x trebuie să fie 0 pe y. Iar când ești pe asta, tot timpul x-ul pe asta este 0. Asta este ecuația dreptă și este. X egal cu 0 pe asta și y egal cu 0. Și când mi-a zis intersecția cu axa abscisilor, atunci ar trebui să iau pe y egal cu 0. Când mi-a zis pe axa ordonatelor, x egal cu 0. Și acum am punctul P, este coordonate sigur 0, și x-ul este 14. Da. Mulțumesc. Da. Sigur, cât mai avem? Mai avem 4 minute. Facem sinteză. Vreau să fac sinteză, să înțelegeți că ne alegem următoarele lucruri din toate discuțiile de seara asta. Când ai deschis gura de funcții, cele trei elemente, domeniu, codomeniu și cele corespondență, pretențiile funcției pleacă tot, nu cumva să rămână unul acolo supărat, și nu-i voie ca unul să plece în două sau mai multe direcții. Deci, pretențiile funcției sunt foarte clare. Pleacă tot. De-aia când stai în domeniul definiție, noi ne interesăm să nu rămâne vreunul supărat. Să nu cumva să existe vreunul care să ne pot pune în imagine. Să nu fie în situația ceva pe zero. Să nu fie în situația radical într-un număr negativ. De aceea facem toată treaba asta. Pentru că vrem pretențiile, funcțiile să le îndeplinim. Apoi. Am mai reținut că prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai una, că dacă autorul îmi dă două puncte, eu repede zic y, f de x egal cu ax plus b și găsesc de h pe b și atunci am văzut exact graficul. Dacă vrea y de o anumită zonă aici-lor, trebuie să găsesc y din zona aceea, ați văzut cum găsesc y de imaginea, adică mulțimea y-lor. Dacă cumva vrea intersecția graficului cu axele de coordonate, atenție, dacă vrea cu amândouă graficul intersecția cu axele de coordonate, păi eu
pentru axa x-ilor o să iau y-ul 0, iar pentru axa y-ilor o să iau x-ul egal cu 0. El folosește din multe ori axa abscisselor și axa coordonatelor, ca să ne se vadă dacă noi am înțeles. Axa abscisselor este a variabilei, că e notată cu x, de cele mai multe ori o treabă, da? Că e notată axa ordonatelor cu y, e altă treabă, dar noi putem găsi, și m-am dat exemplu spațiu, spațiu egal într-o mișcare uniformă, viteza ori timpul. Și spațiul se modifică de fiecare dată, funcție de timp. Și acele care se modifică se pun pe axa y-ilor. Pentru că la alt timp, alt spațiu, alt timp, alt spațiu. Deci tot ce se modifică și apare după o rețetă, punem pe axa asta. Iar ceea ce am eu de bază, voi pune pe axa abscisilor. Pentru că așa a fost anul trecut o bătălie extraordinară. S-a spus așa, era vorba să interpretez un grafic în care pe axa asta le-au pus bătele. 4, 5, 6, 7 la o teză. Iar pe asta erau puse numărul de elevi. Și trebuiau citit graficul acela. Și numărul de elevi, tot cu numele era notat, nu? 3 elevi, 7 elevi, 9 elevi, care au ținut și ce note acolo. Și numărul era și 12 elevi? Mai sunt 10? Nu a fost până în 10 totul făcut. Păi da. Și atunci, ei au gândit că poate fi interpretată în ambele moduri. Am trecut. Da. Vă spun, m-a sunat ceva de la CSM. De la CSM, erau, nu-i dau numele acum, deci avea copilul în clasa 8-a și au sunat profesor. Vă știu, am văzut urmărit lecțiile noastre, știu că aveți un punct de vedere, se băgase politicieni aici. Și interpretau și făceau profesori de matematică și o făceau pe grăzave. Și a zis, nu, este numai într-un singur mod. Corect. Aici au fost puse pe orizontală notele și sus pe așa numărul de copii. La intersecția asta eu înțeleg numărul de copii, pe mine mă interesează pentru 7. Am dus, am văzut 5 copii. Dar nu v-ați fi citit invers că 5 și da, da. Au obținut 5 copii 7. Au obținut 7. Nu! De ce? Și acum explicația. Și acum explicația a fost asta. Că pe axa asta am domeniul de definiție, notele care le-am la dispoziție, iar ce s-a obținut, numărul de copii, variat, adică... Da, dar este funcție, se modifică la fiecare notă. Mm-hmm. Nota e pentru cei care au obținut, nu? Deci, asta trebuie să înțelegi. Dar fiind faptul că copiii la clasă n-au înțeles asta, și părinții... Mi-am pus cu ipotatul, am două și el era... Da, am pus ambele. Și-au pus câștia amândouă. Ipotatul am două, dar s-a iurea, de-a doua. O fac doar dacă nu înțeleg nimic. Exact. Că n-am înțeles. Da? Nu înțeleg nimic de funcții. Și i-a spus respectiv, doamne, cerem tare, nu pot să fiu de acord, că au făcut din petiții, că fac, la guvern, ministru. Da, 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 așa au spus. Din pământ, ministerul ăsta. Face degeaba. Că au greșit... Dar că am stat de vorbă și cu nu știu care, mare profesor, care e ministru, nu știu unde și-a făcut. Da, ce le pot. Și aș bate joc. Dar eu cred că nu este asta să spun așa. Să deschide gura, să spun așa ceva, că, cum spun, se anulează complet la profesor, o nulitate de om.